Rămasă fără mai mulți jucători de bază, CFR se descurcă bine în campionat. Băieții lui Vasile Miruț au dat de pământ cu FC Voluntari, pe care au învins-o fără drept de apel. Cristian Bud a deschis scorul în minutul 4 pentru Feroviar, fiind servit perfect de Nuvie. Bud a reușit dubla în debutul părții secunde cu o execuție de efect, iar 7 minute mai târziu și-a completat hat-trick-ul. El a fost înlocuit de algerianul Bilel Omrani, debutant în tricoul vișiniu. Fostul jucător al lui Olympique Marseille a dus scorul la 4-0, executându-l pe Bornes. Tabela a fost închisă de croatul Gomelt în prelungiri și CFR rămâne neînvinsă pe teren propriu în 2016. Important e unitatea grupului, să formăm acea familie și să demonstrăm că indiferent cine va pleca sau cine va veni, grupul rămâne la fel, pentru că în fotbal cel mai important e grupul. Și au dat dovadă încă o dată de mare caracter, au muncit mult, au alergat mult, încă o dată. Merită felicitări. Nu este ușor, trebuie să uităm cât mai repede acest joc, să tragem concluziile necesare, să pregătim bine jocul cu Universitatea Craiova pe teren propriu. Pentru CFR urmează o deplasare pe Arena Națională împotriva Stelei, joi de la ora 21.